Oră aterizare de urgență pe aeroportul Otopeni după ce într-o cursă Wizz Air a fost anunțată amplasarea unei bombe. Este vorba despre un zbor între orașul georgian Kutaisi și Varșovia. Aeronava, așa cum prevăd toate protocoalele, este verificată la această oră. Colega mea, Gina Vacariu, senior editor al secției economic, vine cu informații despre această aterizare de urgență. Gina, te ascultăm. Bun găsit, Cătălina. Într-adevăr, această aeronavă a aterizat de urgență la 16 și 20 de minute pe aeroportul Otopeni și a fost parcată pe o poziție izolată tocmai pentru a fi verificată. Pasagerii, 173 la număr, sunt debarcați la ora asta. Procedurile specifice sunt în curs, asta ne comunică cei de la aeroport. Pe de altă parte, acum vin informațiile, amenințarea cu bombă ar fi fost primită telefonic la aeroportul Kutaisi de o femeie. În momentul acesta știm că procedurile, bineînțeles, sunt extrem de stricte pe aeroport. Aeronava este izolată la o distanță considerabilă față de alte avioane, față de aeroport și se verifică în amănunt. Așa este procedura. Acestea sunt datele pe care le avem deocamdată. Cei de la compania Low Cost au zis că deocamdată nu au mai multe detalii, dar vor reveni cu precizări. Gina Vacariu, îți mulțumesc pentru aceste informații. Așteptăm noi informații legate de acest caz de la aeroportul Otopeni.